Nu suntem singuri în prigoană. Nu suntem singuri în prigoană. Ziceți voi, care prigoană, frate Toni? Că eu nu trăiesc nicio prigoană. Care prigoană, frate Toni? Ai așa sindromul ăsta al prigonitului. Știți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Știți ce zice Pavel? Toți cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Nu zice unii, nu zice ăla cu gura mai mare, păstorul, predicatorul, preotul va fi prigonit. Zice toți cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Du-te la locul de muncă și vorbește-le oamenilor despre Hristos. Să vezi cum încep deja să te separe, să te consideră nebun, să te considere habotnic. Vorbește-le oamenilor despre păcat. Spune-le celor de la muncă care se laudă cu concubinele lor sau se laudă cu concubinilor. Spune-le celor care fumează două pachete de țigări. Nu, domnule, neapărat, nu trebuie să fumeze două, o țigară, două, trei. Spune-le celor care fumează ca turcii, țigară după țigară. Spune-le că e păcat. Spune-le că ceea ce fac împotriva templului Duhului Sfânt care este corpul lor și că păcatul lor atrage moartea asupra corpului și asupra sufletului. Să vezi cum o să te evite. O să te evite, o să te vorbească de rău, o să caute, pentru că atunci când se întâlnește întunericul cu lumina, nu este doar acest război vizibil. Diavolul urlă împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Vei vedea cum oamenii vor încerca să te dea jos, afară de la locul de muncă. Vei vedea cum profesorii la școală vor încerca să te hărțuiască. Chiar am trăit așa ceva. Știau că sunt creștin și la ore mă ridicam și vorbeam despre Hristos. La oră mi-aduc aminte că am spus la un moment dat, eram întrebați ce vreți să fiți când terminați liceul. Și eu am zis că vreau să fiu predicator. Nu m-am sfit. Știam de la 7 ani că Dumnezeu m-a chemat să fiu predicator, pentru că mama mă ducea la biserică și nu m-a dus degeaba. Am început să am viziuni de la 7 ani. Viziuni am început să am de la 7 ani. Și m-am văzut într-o viziune că predicam într-un costum fix ca cel de pe mine. Am și sacou. L-aș pune ca să... Fix așa m-am văzut, de-aia îmi place mult costumul ăsta și îl port mai mereu. Un costum așa spre gri, eram la un amvon, eram bărbat, eram matur și predicam foarte hotărât. Și eu am zis lui mama din ziua aia, nu știu dacă își mai aduce mama aminte, dar eu am zis că voi fi predicator. Mă întorceam acasă de la biserică și am zis mamei, eu voi fi predicator. Și îmi zice mama, dar de unde știi? Și zic, mi-a arătat Domnul. Și am făcut școală, am făcut liceu. La liceu, slavă Domnului, că am obținut note bune și părinții mi-au zis, bă, fă-te mă știu doctor, fă-te știu inginer, tata voia să mă fac inginer, că lucra în construcții. Mama, fă-te avocat, fă-te doctor, fă-te ceva. Și am zis, nu, eu dau la teologie pentru că eu trebuie să predic, că Dumnezeu la 7 ani mi-a arătat că trebuie să predic. Când le-am spus celor de la școală că eu voi fi predicator, că voi fi misionar, că mă voi duce să misionez, să mă duc în lume, să vestesc Evanghelia și asta fac, au râs. Dar nu mi-a păsat. Fetele mă considerau un încuiat și Dumnezeu mi-a dat cea mai frumoasă fată din liceu. Glorie lui Iisus Hristos. Haleluia. Și nu o spun eu, o spune tot liceul. Dumnezeu mi-a dat cea mai frumoasă fată din liceu. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dumnezeu m-a adus în față și mi-a zis, ăsta este copilul meu și el nu poate să fie marginalizat de lume. Te scoate Dumnezeu în față ca roba lui să vestește Evanghelia. Amin? Nu suntem singuri. În primul și în primul rând, oameni buni, vreau să știți cine este cu noi. În primul și în primul rând, Hristos este cu noi. Amin? Și nu e simplu, știi? O predică de-aia banală, cine e cu noi? Hristos, asta știam. Hai să vedem cum este Iisus Hristos cu noi. Nu suntem singuri, Iisus este de partea noastră și vreau să dăm la un text Faptele Apostolilor 9, de la 1 la 6 și să citim, să vedeți aici niște lucruri extraordinare și zice așa cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 9, de la versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisor către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim.
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Iată un lucru aici. Lasă versetul 5. Zice: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe cine prigonea Saul? Iisus Hristos. Nu zice Saul, nu zice Domnul, că Domnul i s-a descoperit lui Saul, nu îi zice pentru ce îi prigonești pe copiii mei, pentru ce îl prigonești pe Toni, pentru ce îl prigonești pe Ștefan, de ce l-ai omorât pe Ștefan. Nu, zice pentru ce dai în mine, pentru că Iisus Hristos, când a făcut această frumoasă comparație în Scriptură, când a zis că El este capul și noi suntem trupul, știți unde este centrul nervos care percepe prima dată durerea și apoi o distribuie, știți unde este? În cap, în cap. Voi vă dați seama? Cu o viteză fulger, durerea prima dată trece prin creier și este transmisă. Mai întâi durerea este percepută de creier. Nu că te doare neapărat capul, te doare zona aia unde te-ai lovit, dar impulsul nervos, impulsul acela de durere vine din partea creierului, de la creier vine. De la creier vine. Capul nostru care este Iisus Hristos simte durerea. Simte durerea bisericii. Vedem un Iisus Hristos atât de prezent în biserică. Vedem un Iisus Hristos atât de prezent în persecuție. Vedem un Iisus Hristos care nu stă pasiv. A, lasă că în locul lui Saul mai am unul. A, lasă că ce dacă au pierit atâția. Nu, Iisus Hristos este acolo și zice: pentru ce mă prigonești? Și nu, n-a greșit. Pentru că versetul 5, și vreau să-l dai, te rog frumos: cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Îi spune Iisus Hristos aici, îi dă de înțeles și îi zice: să prigonești biserica este ca și cum te întoarce și îi da în mod intenționat cu piciorul într-un țepuș, să-ți intre așa în carne și să-l simți puternic. Pavele, Saule, fugi de suferința și de condamnarea pe care o aduce asupra ta. Îmi povestea aici un frate și îmi zicea: Toni, am ajuns la locul de muncă să fiu hulit și prigonit de colegii mei, am ajuns să fiu considerat nebun, cum eu acum un an de zile îl consideram nebun și habotnic și spăla pe creier pe fratele meu. Acum un an de zile făceam mișto de fratele meu și ziceam: du-te bă cu nebunii tăi, du-te bă cu sectanții tăi, du-te bă de aici cu pocăiții tăi, lasă-mă în pace, știi? Și îl bagiocorea și pe fratisul. Și zice: acum m-am întors la Dumnezeu și eu la rândul meu am început să fiu bagiocorit și necinstit de alții. Vreau să vă spun un lucru, Iisus Hristos este în sânul bisericii, amin? Iisus Hristos este cu noi. Iisus Hristos simte suferința noastră. Un al doilea aspect al mesajului meu, pe lângă faptul că Iisus este cu noi, Duhul Sfânt este cu noi. Amin? Duhul Sfânt este cu noi. Și vreau să citim un text în Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 55. Și după aceea o să vă citesc un vis pe care l-a avut o soră de credință. Vreau să vă citesc acest vis care este, pe de o parte, cutremurător și pe o parte încurajator. Zice: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mai departe. 56. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Oameni buni, în timp ce omul ăsta era lovit cu pietre, el era luat în duhul, trupul lui era acolo jos, era încă plin de viața aceasta pământească, însă el în duhul unde era? Spuneți-mi voi, unde era? Era deja acasă. Eu am nădejdea asta.
Eu am nădejdea asta că prin orice aș trece, Dumnezeu poate să mă treacă deja acasă și o să vedem, o să vă citesc un vis. Pentru că, atenție, oameni buni, Ștefan nu urla de durere, Ștefan nu urla acolo și nu mai dați, lăsați-mă în pace. Ștefan, prin Duhul Sfânt, era deja răpit și era cu Dumnezeu. Păi tu mai poți să simți ceva pe pământul ăsta când ești într-o răpire sufletească și sufletul tău este cu Dumnezeu și îl vezi pe Iisus în slavă? Nu mai poți să simți nimic, nu mai ești aici. Ștefan era acolo, nu se vaită de durere, nu urlă de durere, ci Ștefan, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, zice: voi dați cu pietre, că eu sunt deja în slava lui Dumnezeu. Amin? Să nu te sperii, pentru că diavolul vine și intimidează cu frică. Chiar îmi spune Duhul lui Dumnezeu, mi-a vorbit și miercuri, ne-a vorbit și căutați să veniți și miercuri, pentru că sunt acolo niște profeții extraordinare și miercuri, în seriile de miercuri de la rugăciune, Duhul Sfânt ne anunță dinainte lucrurile care urmează. Voi știți asta? Am știut și știm lucrurile și care urmează să vină. Neanunțat, este o profeție de miercuri seara de la rugăciune, de la noi de aici, care circulă pe internet, prin care Duhul Sfânt ne-a anunțat dinainte și ne-a chemat la post și rugăciune, pentru că ne-a spus așa: un demon, o căpetenie demonică de control, vrea să subjuge națiunile, vrea, cu o căpetenie asta demonică de control, vrea să închidă școli, vrea să închidă instituții, vrea să închidă atenție. Știți ce? Ziceți voi. Biserici. Eu îl cred pe Duhul Sfânt, eu am ochii deschiși, eu știu. Mulți zic: lasă-mă că e ceva, se apără și ei. Sunt niște măsuri. Pe bune? Pe bune? Sunt niște măsuri să-mi închidă mie biserica? Cromwell în 1600 și ceva a dat o poruncă și a zis: de astăzi înainte în biserică nu se mai cântă, doar se predică. Dracul nu suportă să cânți, dracul nu suportă să te aduni, zice doar să se predice. Și știți de ce doar să se predice? Pentru că se predica în limba pe care poporul nu înțelegea. Se predica, că așa era ritul atunci, se predica în latină, în limba în care Scriptura fusese scrisă, tradusă din greacă în limba latină, traducerea Vulgata. Și zice: lasă-i pe ăștia doar să audă predica aia, să nu mai cânte. Și preotul n-a fost de acord, preotul din cea mai mare mănăstire, din cea mai mare catedrală, pardon, din Anglia, catedrala regală, unde erau unși regii, preotul nu s-a supus. La porunca împăratului, care a fost: opriți cântările din biserică, să nu mai cânte nimeni, preotul nu s-a supus, a început să cânte. Și ce a făcut Cromwell? A intrat călare în biserică. A intrat călare. Catedrală mare, porți mari, avea loc. A intrat cu soldații lui și cu săbile și toată biserica cânta. Și vreau să vă spun un lucru: nimeni nu s-a oprit din cântat. Au continuat să cânte și au continuat să cânte. Cromwell a scos sabia și s-a dus cu sabia spre preot. Și preotul a continuat să cânte. Și preotul a continuat să cânte. N-a putut să le facă nimic, doar i-a scos afară. A urlat la ei scrâșnind din dinți și a zis: ieșiți afară chiar acum! I-a scos afară. Dar știți cum au ieșit din biserică, oameni buni, cu săbile la ceafă? Știți cum au ieșit din biserică? Cum credeți? Cântând. Voi știți că diavolul e același? Ce-a fost? Va mai fi. Voi credeți că diavolul s-a domolit așa, s-a lăsat bătut și a zis: gata, domnule, nu mai mă iau de biserică, nu mai mă leg de biserică, nu mai mă leg de cântările lor, nu mai mă leg de predicile lor, nu mai mă leg de programele lor. Voi știți că în Elveția nu pot intra în biserică decât cei care sunt vaccinați? Știți asta? Cine știe asta? Știți că eu sunt, eu ca preot, dau exemplu, un coleg de-al meu, care este preot sau pastor în Elveția, este pus la intrare să stea cu o aplicație pe telefon și să-ți scaneze ție sau să verifice dacă ai vreun cod pe care ți l-au dat ei, cu care să ai dreptul să vii să te închini. Vi se pare normal? Cui se pare normal? Mâna sus, că îl dau afară, promit. Promit, acum nu mai glumesc. Îl dau afară. De fapt, nu eu, Sandu. Cui se
se pare normal. Mă, nu mă interesează, vaccinează-te, fă ce vrei, nu te vaccina, vaccinează-te. Dar nu-mi legi mie poarta la biserică pentru că eu trebuie să ascult de tine și să primesc. Eu am dreptul să primesc pe toată lumea în casa Domnului, amin? Ușile casei Domnului trebuie să fie deschise, că-i cu tremur, că-i tsunami, că-i ciumă, orice ar fi pe pământ, poarta aia trebuie să stea deschisă, amin? Aplauze, da, aplauze! Trebuie să aplauzi, pentru că poarta aia trebuie să stea deschisă. Dacă o închidem pe aia, am închis tot, am luat speranța neamurilor, am luat speranța lumii. Dacă eu închid poarta aia, am luat speranța sufletelor voastre. Pentru că aveți nevoie, aveți nevoie să veniți să vă închinați. Da, cu măștile pe figură, aveți nevoie să veniți să vă închinați. Aveți nevoie să veniți să vă plângeți amar înaintea lui Iisus. Să primiți curaj și putere, cum zicea Daniel la îndemn, să nu vi se tulbure inimile, amin? Aveți nevoie de biserică și am nevoie de biserică. Îmi spunea soția mea cu lacrimi în ochi, îmi zicea, Tony, în lumea asta, singura speranță și bucurie care mai mi-a rămas, știți care este? Biserica! Biserica lui Iisus Hristos, părtășia cu Iisus Hristos, părtășia cu sfinții, că vă spuneam în îndemnul pe care l-am dat la rugăciune, citea băiatul meu, i-am pus să citească niște versete în 1 Ioan, capitolul, nu știu care era, 3, 4, nu mai știu exact ce capitol era, dar era un verset care zicea acolo atât de frumos, cine trăiește în lumină are părtășie cu frații. Dacă nu trăiești în lumină, nu o să mai cauți părtășia cu mine. Nu o să mai cauți biserica Profides. Uită-te frumusel așa la pornografie. Drăcu-i-o pe nevastă ta. Fă lucruri nelegiuite. Îmbată-te tu cu o seară înainte de biserică. Să vezi dacă o să mai ai așa a doua zi poftă de biserică. Nu o să mai ai. Nu o să mai cauți. Pentru că ți-ai pierdut lumina. Pentru că nu vrei să stai în lumină. Cine stă în lumină are părtășie cu frații. Cine n-are părtășie cu frații și nu caută părtășia cu frații, nu stă în lumină. Și să nu mă contraziceți pe mine, că îl contraziceți pe Dumnezeu și contraziceți Biblia, nu? Nu pot contrazice Biblia. Oameni buni, Duhul Sfânt este cu noi, amin? Indiferent cu ce pietre ne amenință ei, indiferent cu ce măsuri ne amenință ei, eu vreau ca să am încredere că Duhul Sfânt este cu mine și Duhul Sfânt ne dă curaj. Povesteam ieri într-o emisiune pe internet și eram întrebat, mă, Tony, ce facem, Tony, ce facem? Păi zic, ce să facem? Noi uităm în Biblie. Păi ce s-a întâmplat în Biblie? Păi în Faptele Apostolilor, niște ucenici, în frunte cu Petru, cu liderul ucenicilor, au fost arestați de preoți care erau, atenție, aveau putere politică, pentru că saducheii, farisei și cărturarii erau cele trei partide, cele două mari partide, de fapt, din lumea evrească, din societatea evrească, era partidul saducheic și partidul fariseic. Și pe lângă ei mai erau consilierii care erau cărturarii, experții în scriptură, la care se raportau și saducheii, se raportau și farisei. Dar cele mari două partide politice, cum e la noi PNL-ul cu PSD-ul, cele două mari partide politice din lumea evrească erau saducheii și farisei. Saducheii erau ăia care erau mereu servili cotropitorilor. Saducheii erau la putere pentru că erau servili romanilor. Ei erau așa, lasă domnule, ne dăm cu ăștia că e bine să fie bine să fie ciolanul. Fariseii erau mai rebeli, domnule. Nu, domnule, noi ne ținem de Dumnezeu, ne ținem de lege, ne ținem de popor și erau în opoziție fariseii. Însă s-au unit saducheii și fariseii și cărturarii împotriva creștinilor, pentru că ei, acești oameni, nu erau îndrăgostiți de Dumnezeu, nu erau în voia lui Dumnezeu, erau îndrăgostiți de bani, de putere, de ciolan, de lumea asta, să adune, să aibă ei aur, să aibă ei funcții, să aibă ei, să aibă ei. Când Dumnezeu le-a zis, nu mai este nevoie de jertfe. A, păi cum, Doamne, să nu mai fie nevoie de jertfe? Păi nouă, de unde ne vine cavalul? A, păi cum, Doamne, să nu mai fie nevoie de Sfânta Sfintelor și de perdea? Dumnezeu a zis, desfințez această formă de închinare și vă dau o nouă formă de închinare care este în duh și în adevăr. A, păi cum, Doamne, să nu mai avem noi ritualuri, să nu mai vină domnul Tony Berbece să cumpere de la noi miel ca să-l junghiem, să-i tăiem gâtul și să-i cerem lui Tony 100, 200, 300 de lei pe miel. Păi cum se face? Ne iei ciolanul, Doamne?
Și Dumnezeu zice, da, vi-l iau. Nu vreți de bună voie să renunțați la închinarea voastră care în momentul ăsta se oprește și de aici încolo e Hristos? Nicio problemă. În anul 70, romanii le-au dărâmat templu și piatră pe piatră și până în ziua de azi n-a mai fost nicio jertfă. Voi știți asta? Din anul 70 până astăzi n-a mai fost nicio jertfă. Pentru că de Dumnezeu asculți ori de bună voie, ori, spuneți voi, ori forțat, ori forțat. Pentru că Dumnezeu zice în cuvântul Lui așa, înaintea Lui se va pleca orice genunchi. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui, fie că vrea, fie că nu vrea. Eu cred asta. Și aștept acel moment în care să mă plec în genunchi înaintea Lui Hristos de bună voie. Amin? În ziua judecății. Vei vedea acolo îngenunchiați toți oamenii, și farisei și cărturarii care i-au stat împotrivă lui Iisus Hristos. Toți. Și vă spuneam că saducheii ăștia și cărturarii ăștia, când au văzut că ucenicii predică în templul lor, era lor, domnule, nu mai era lui Dumnezeu. Vedeți? Biserica poate să fie a lui Dumnezeu sau poate să fie a, spuneți voi, a oamenilor. Există două tipuri de biserici în lume. Biserica lui Hristos și biserica oamenilor, în care oamenii fac regulile, în care oamenii domnesc. Iisus Hristos le spune fariseilor, ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu pentru datini de care? Omenești. Pentru datini omenești. Nu mai are de-a face biserica cu mine, cu Hristos. Le-a spus, nu mai are sinagoga, locul ăla de închinare. Și dacă ne uităm în multe biserici, de toate etichetele, nu-L vom vedea pe Hristos, din păcate. Nu vom vedea Duhul lui Iisus Hristos. Au fost arestați pentru că predicau cuvântul și un înger al Domnului i-a eliberat pe ucenici și știți ce le-a zis îngerul Domnului? Ce le-a zis? Fugiți, ascundeți-vă. Nu, zice, duceți-vă în templu să predicați cuvintele vieții acestea. Care viață? Viața pe care o trăiți, care e din Hristos. Amin? Vreau să vă întreb, mai are biserica curaj? Mai are? Are, atât timp cât e Duhul Sfânt în ea. Amin? Atât timp cât ne încredem în Duhul Sfânt care este în Ștefan, nu ne e frică de pietrele lor, nu ne este frică de nimic, pentru că Duhul Sfânt este noi. Și așa cum ucenicii au venit cu atâta curaj și le-au zis, se cade să ascultăm de oameni, de voi, mai mult decât de Dumnezeu? Se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Se cade să-L dau eu afară pe ăla care nu mi-arată un cod? Se cade să pun eu oamenii ăștia, păi voi credeți că oamenii ăștia care stau așa ca îngerii în jurul bisericii și se roagă în timp ce stau pe lateralele bisericii, voi credeți că vreo unul dintre ei mă va asculta pe mine dacă le voi da într-o zi o aplicație și le voi spune în biserica asta intră doar aia care vă arată un cod? Voi credeți că mă vor asculta? Sandule, o să mă asculți? Promiți? O să-mi zică, băi, Toni, ce ai? Ai nebunit? Păi ce facem din biserică? Restaurant? Păi ce, oameni vin aici să servească Big Mac? Ce facem aici? Oameni buni, biserica a rămas în toate secolele biserică, amin? A rămas deschisă. Am scris un articol pe care l-a luat o terapeută și l-a distribuit și ea și a fost foarte apreciat de român, ajunsese numai pe pagina ei la vreo 14.000 de share-uri. Un articol în care a spus să nu vă fie frică, pentru că biserica în vremurile de ciumă a îngropat morți pe care nici spitalele nu-i mai îngropa. Biserica era acolo. Biserica era acolo să mângâie orfanul. Biserica a deschis cele mai multe orfelinate. Știți când? În perioada ciumelor. Când părinții mureau și rămâneau niște copilași lângă cadavrele părinților și biserica intra unde nu intra spitalul și lua copiii ăia și mulți ziceau, sunteți nebuni, vreți să vă îmbolnăviți pe voi și pe copiii voștri și pe părinții voștri. Nu ne este frică de moarte, pentru că pentru noi a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Nu suntem nebuni. Și ne încredem în viața de apoi și știm că noi suntem cei pe care societatea se bazează atunci când societatea este trădată de politic, de economie, de spitale. Biserica rămâne și îngrijește, amin? Biserica rămâne și hrănește, biserica rămâne și duce medicamente, biserica rămâne și duce ce-o fi nevoie să ducă.
Povesteam și spuneam, știți de ce suntem binecuvântați? M-a întrebat cineva, dar Tony, de ce? Și vă zic de ce. Vă zic secretul. Zice, Tony, dar cum de vă permiteți voi să plătiți 13.000 de euro chiria pe lună? Vă spun, 13.000 de euro fără investiții. S-au investit încă vreo 7.000 de euro pe puțin ca să renovăm, să facem sala asta, vreo 20.000 de euro. Plus, nu ne-am oprit din misiune. Luna asta am avut, oameni buni, campania cu ghiozdane, care ne-a dus și campania aceea câteva mii de euro, mii de euro bune. Am avut evanghelizare în Lupeni și în Vulcan, care ne-a dus și evanghelizarea cel puțin 1.000 de euro. Dacă fac un calcul pe hârtie, sunt 25.000 de euro ca popa cheltuiți în luna aceasta. Sau ca pastorul. Da. Ca popa sau ca pastorul, slash pastorul. Sunt banii ăștia cheltuiți și mă întreabă lumea, dar de unde, Tony? Și zic, am deschis gazurile cerului. Păi cum? Păi cum? Îmi zice Ciprian, prin Duhul Sfânt, prin rugăciune. Da, Duhul Sfânt deschide, dar nu stând degeaba. Când am văzut afiși în pandemie, când ne-au blocat, am fugit la țară. Am fugit că s-a blocat București. Zic, ce să facem? Bisericile închise. Prima oară ne-am conformat. E? Dar acum mai sunt, știi, are român o vorbă, mai sunt prostul ăla. De-l știai tu. Serios, e adevărată vorba. Nu mai sunt prostul ăla, tată. Ne-am deșteptat și noi. Prima oară am fugit, știi, ne-am dus, ne-am ascuns, m-am dus și eu la țară, mi-am luat familia, mi-am luat copii, m-am dus la țară, zic, oh, am o căsuță acolo, livăduță, frumos, stăm la răcorică, am jucat fotbal, aveam gazon acolo, jucam fotbal, mi-am făcut teren de basket, mamă ce mișto, 3 săptămâni, paradis! Dar bisericile, știți câți au căzut de la credință cât timp bisericile au fost închise? Știți câți? Foarte mulți. Eu personal știu o grămadă care au căzut de la credință. Pentru că 2 săptămâni fără părtășia frățească, fără biserică, te stoarce de vlagă. E adevărat sau nu? Un stâlp al bisericii este părtășia. Părtășia cu sfinții. Să te ia fratele, bă, ce faci, mă? Cum ești, mă? Vrei să mă rog pentru tine? Cum ești, frate? Ținem o zi de post, te văd așa mai apatic, te văd așa mai speriat în biserică. Ești ok? Hai să mă rog pentru tine. Îți dă o îmbrățișare, îți dă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Te ține tare, că asta face corpul. Se slujește, nu-i așa? Am primit daruri ca să fim slujiți unii de alții și să ne slujim unii pe alții. Eu n-am primit daruri să mă slujesc pe mine. Eu am primit daruri să te slujesc pe tine și tu ai primit daruri să mă slujești pe mine. Că așa funcționează trupul lui Hristos. Amin? Și eram acolo și văd un afiș la pâine. Mă duceam frumos în fiecare dimineață, îmi puneam măscuța, luam mănuși, tată. Luam mănuși, îmi puneam mănuși de alea până aici, mă costumam bine. Mai aveam un pic și îmi făceam la poartă așa un sistem de la o capsulă, la poartă la țară, știi? O capsulă cu niște aburi de la, că făceam eu rost, știi? Și intram așa în casă, și ieșeam așa din capsulă. Gata, tată, socru, am venit cu pâinea. Mă echipam bine cu mască, intram în Penny, sau în Profi, nu în Profi. Vă rugăm frumos, nu administrați paracetamol. Paracetamolul dăunează grav sănătății. Nu administrați paracetamol. Cu ce ne administrați acum? Paracetamol. Mamă, criză, nebunie, 3 săptămâni. Văd un afiș la pâine. Dacă sunteți asociați, dacă sunteți un fel de instituție, dacă aveți finanțe, dacă aveți posibilitatea, dacă vreți voi să fiți voluntari, avem nevoie de voluntari care să meargă să facă cumpărături pentru bătrâni care nu ies din casă că speriați, pentru oameni bolnavi, pentru cine știe cine. Zice, avem nevoie noi, Guvernul României, avem nevoie urgent de oameni, de voluntari care să se ocupe. Am simțit chemarea din partea lui Dumnezeu. M-am dus acasă, am vorbit cu soția și am zis, ne-a ajuns, ne întoarcem la București. Chit că stăm într-o cutie, că ai apartamentul, o cutie, chit că n-au copii unde să joace fotbal și joacă fotbal în sufragerie și sparg lustra, nicio problemă să joace fotbal în sufragerie, dar noi ne întoarcem în București pentru că sunt oameni care au nevoie să fie slujiți, pentru că asta face biserica. Amin? Pentru că asta face biserica. De ce suntem binecuvântați? De ce avem finanțe? Pentru că nu ne-am închis.
Pentru că nu ne-am izolat, pentru că am înțeles că misiunea noastră este să cumpărăm zeci de pungi de alimente și să mergem. Și am mers la toți bolnavii de COVID pe care am cunoscut. Tony, lasă-le la ușă. Le lăsam acolo, mai băteam în ușă, la unii le mai deschideam, la bătrânei le mai deschideam ușa, le băgam înăuntru. Da, mama, stai liniștit că mor când vrea Domnul, nu când vrea COVID-ul. Amin? Asta e nădejdea mea. Și cine a murit de COVID, n-a murit. Și mă refer aici la copiii lui Dumnezeu. N-a murit pentru că COVID-ul a furat ceva. Pentru că COVID-ul nu poate să-ți fure nici o zi. Amin? Crede asta. Atât timp cât ai o misiune pe pământul acesta, nici ciuma bubonică de va veni nu-ți poate fura nicio zi. Pentru că în Cartea Vieții sunt scrise toate zilele, Psalmul 139, toate zilele pe care trebuie să le trăiești. Amin? Spurgeon, citeam și eram student la teologie. Asta înseamnă, oameni buni, să ai Duhul Sfânt în tine. Zice să nu vi se tulbure inima, să nu vă fie frică. Noi, dacă în situația asta nu suntem diferiți, ci suntem la fel de buimăciți, la fel de speriați, la fel de închiși. Făceau unul poze că doi bătrânei luau un spray de spirit și spreiau fiecare, spreiau salamul, spreiau ăla, spreiau ăla și s-au supărat și îl înjurau pe un tânăr care îi filma. Nu zic să nu fim precauți, avem și noi spirit, avem și noi măști, nu zic să nu fim precauți, dar dacă noi tremurăm în situația asta, înseamnă că nu avem Duhul lui Dumnezeu, nu-i așa? Pentru că noi trebuie să fim gata să slujim, noi trebuie să fim gata să îi îmbărbătăm pe alții, să îi încurajăm pe alții. Știți pentru câți oameni căzuți în depresie din cauza fricii m-am rugat? Frică din cauza pandemiei ăstea, oameni care au fost îmbolnăviți la creier din cauza asta și mă rog să-ți dea Dumnezeu un duh de curaj, amin? Îmi spune Duhul lui Dumnezeu, mulți nu vor mai veni la biserică din nou din cauza faptului că le este frică. Dacă ție ți este frică să vii la casa lui Dumnezeu de vreun virus, înseamnă că tu nu ai Duhul lui Hristos în tine. Pentru că, da, Psalmul 91, am postat în pandemie Psalmul 91 și s-au luat frații de mine, oameni buni, și vreau să vă citesc. Eu cred din toată inima că Psalmul acesta este valabil. Cine mai crede? Eu cred din toată inima și vreau să vă citesc. Atât timp cât Dumnezeu are un plan cu mine, Tony, cât timp are un plan cu tine, nu-ți fură nimeni nicio zi. Și zice Psalmul 91 cu versetul 4, El te va acoperi cu ce? Cu penele Lui. Penele Lui pot acoperi împotriva oricărui virus, da sau nu? Pot în numele Lui Iisus Hristos. Și te vei ascunde sub aripile Lui. De ce, oameni buni? De orice vine pe pământul ăsta, aripile Lui sunt puternice și ne pot acoperi, amin? Dacă te ia acasă Dumnezeu și mori, bucură-te. Bucură-te. Cine e gata să moară? Mâna sus. Restul ne mai pocăim, nu? Ne mai pocăim, ne mai rugăm, mai trebuie un pic de material. Nu e problemă. Domnul ne mai dă har. Amin? Dar grăbiți-vă. Dacă Domnul mă ia acasă, praise the Lord. O avea Domnul un alt bărbat și pentru nevastă mea. Un tată și pentru copilașii mei. Nu? Dacă Domnul vrea să te ia acasă, slăviți să fie Dumnezeu. Poți să zici slăviți să fie Dumnezeu? Poți, da sau nu? Pavel zice, pentru mine a muri este un câștig. O avea Dumnezeu vreun alt pastor pentru voi? Nu? Credeți? Nu credeți. A fost un test. Glorie lui Iisus. Zice, nu trebuie să te temi. Nu trebuie să te temi. E poruncă, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă care umblă în întuneric,
nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Și da, cred din toată inima cuvântul ăsta, repet, atât timp cât Dumnezeu mă vrea pe pământ și vrea să-i slujesc pe frații mei, atât timp cât Dumnezeu mai vrea să slujesc Biserica Profides, atât timp cât Dumnezeu mai vrea să fiu pe pământul ăsta soț pentru soția mea sau tată pentru copiii mei, cât timp Dumnezeu mă vrea pe pământ, eu cred versetele astea. Amin? Dacă ieși din casă și tremuri și, Doamne, unde or fi aripile tale și, Doamne, oare, da, țin și la COVID-ul ăsta, ce zici, Doamne? Țin aripile tale, mă acoperi și de, a? Îți verifici respirația. E bine. Am fost bolnav și voi mai fi bolnav, dar m-am încrezut întotdeauna în boală, în Hristos. Amin? În mijlocul bolii m-am încrezut în Hristos, sunt trup, sunt carne, obosesc, plâng, mă dor mușchii, mă dor picioarele, fac febră musculară, da, mă dor de multe ori, mă doare capul, mă dor ochii de multe ori de la luminile astea, îmi țiu urechile de la căștile pe care le am în urechi, mă dor de multe ori oasele de la cât stau în picioare, sunt carne și știu că sunt carne, sunt om, nu-s Dumnezeu, însă am încredere în Dumnezeul care mă va ține în picioare până când vrea El, amin? Nu știu de ce trebuie să vă zic mesajul ăsta, dar simt că e din partea Duhului Sfânt. Amin? E Duhul Sfânt în noi, este Duh de viață. Oameni buni, gândiți-vă că aveți în voi Duhul ăla. Haideți să ne gândim la un aspect. Biblia ne promite că Duhul Sfânt, zice, Duhul Sfânt care este în voi, vă va învia în acea măreață zi, zice, vă va recompune, vă va duce înaintea lui Dumnezeu, vă va lua, zice, moartea prin puterea de creare a Duhului Sfânt, moartea își va da înapoi ce? Morții! Mormintele se vor deschide. Oameni buni, dacă Duhul de viață din Dumnezeu a putut să-l scoată pe Lazar din putrefacție după 4 zile, oare nu poate Duhul de viață din Dumnezeu să ucidă în mine vreun cancer sau vreo boală sau vreun virus? Poate sau nu poate? Poate! Dacă Duhul Sfânt mă va învia în acea zi și mă va duce înaintea Tatălui la judecată, mă va scoate din morți, eu cred că Duhul Sfânt are putere să mă protejeze. Amin? Iar scopul meu este să-i slujesc pe frați, glorie lui Iisus Hristos. Vreau să vă citesc visul acum. Un vis foarte tare. Nu știu pentru ce ne pregătește Dumnezeu, dar vreau să vă citesc visul care este o mare încurajare. Eram împreună cu mai mulți frați, dar nu din biserică de la noi, cu mulți. Nu-i cunoșteam pe niciunul. Am mers pe un câmp plin cu flori de culoare mov. Chiar lângă acel câmp era un deal înalt, iar după deal s-a auzit o voce care zicea: pregătiți-vă că vin să vă împușc pentru numele Domnului Iisus. Atunci ne-a fost un pic de teamă, apoi a apărut o fată dintr-o altă mulțime de lume care nu era copil de Dumnezeu și m-a întrebat ce să fac să ajung și eu în rai. I-am zis să-și predea viața Domnului Iisus, a acceptat și s-a predat. Apoi s-a auzit iar vocea de după deal și a zis: mergeți să adunați câte un buchet de flori pentru înmormântarea voastră. Am mers și am adunat cu toții, apoi a apărut un frate pocăit pe care nu-l cunoșteam și a zis: haideți să cântăm cântarea numărul 105, să lăudăm pe Domnul. Iar noi am zis: păi noi nu cunoaștem cântarea asta, dar fratele a zis: nu e nimic, haideți să o cântăm. Am cântat-o și ne-a dispărut teama. Apoi a apărut de după deal o femeie goală până la brâu și a zis: care vrea să moară primul? Am zis: eu. A început să tragă în mine, dar în mână nu avea nicio pușcă. Nu simțeam durerea, doar că nu am mai avut aer și m-am lăsat ușor în jos, apoi m-am ridicat plutind. În timpul acesta eu știam că nu a murit. Apoi a început să tragă și în frați și nici ei nu mureau. Iar mulțimea de oameni care erau alături, nepocăiți, au zis: cu adevărat au fost credincioși pentru că se duc la Dumnezeu. Când m-am trezit, m-am uitat în cartea de cântări la numărul 105 și era despre Domnul Iisus și despre mântuire. E un vis pe care l-a avut
de curând o soră de credință, oameni buni. Nu știu. Nu știu dacă vor vrea cu adevărat să ne împuște, dar cei ce trăiesc cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Zice, n-a murit, zicea sora asta în vis, dar ea se ducea spre cer, pentru că pentru noi nu există moarte, ci o trecere. Amin? O trecere dincolo. Zice, nu mai aveam aer pe pământul ăsta, dar mi-a dat cerul aer destul. Ne va da cerul, oameni buni. Ne va da cerul aerul care ne trebuie. Până atunci, ca să fim încurajați, trebuie să cântăm cântări de laudă. Amin? Lauda alungă frica. Lauda naște credință. Și zice Cromwell în 1600 și ceva, a dat poruncă regele să nu se mai cânte în biserică. Lasă-i să predice. Dar o predică de aia pe care să nu înțeleagă nimeni, că dacă predicau în limba lor, în limba engleză, din vremea respectivă, nici predicat nu le mai trebuia. Îți lasă-i să se adune, dar să nu înțeleagă nimic. Când diavolul pune lacătul pe biserică și zice, biserica să nu mai laude pe Domnul, biserica să nu mai cânte, biserica să nu mai predice, gândiți-vă că vă fură curajul, vă fură forța, vă fură unitatea. Vrea diavolul să vă separe, să vă ia din cuptor. Eu cred din toată inima că Dumnezeu ne pregătește pentru orice ar veni pe pământul acesta și Duhul Sfânt e în noi. Amin? Duh de curaj, Duh de îndrăzneală. Am primit telefoane în dimineața asta. Ce facem, frate Tony? Mai venim la biserică? Și am zis, cine a zis că nu? Cine a zis că nu? Veniți la biserică, oameni buni. Chiar dacă ne vom închina poate afară, pe gard, chiar dacă va trebui să ne închinăm în piața Revoluției sau oriunde ar trebui să ne închinăm. Avem portavoci, ne putem închina oriunde. Biserica suntem noi, dar trebuie să stăm uniți în părtășie. Amin? Sunteți gata? Aleluia! E Duhul de curaj în noi. Hai să aplaudăm. E Duhul de curaj în noi. Pe cine mai avem? Că mai avem. Zice, îl avem pe Hristos. Avem Duhul Sfânt care era peste Ștefan, care a fost bombardat cu pietre. Țeasta i-a fost inundată de sânge. Inundată de sânge. A venit un tânăr dimineață la mine și îmi zice, Tony, vreau să te uiți în capul meu. Și eu am crezut că și-a spart capul. Și dau să mă uit să văd dacă are sânge, dacă are... M-am gândit că o fi căzut. Zice, nu la ăsta, înăuntru. Ce avea acolo? Că nu mă pot apropia de Hristos. Ce, uite-te în capul meu și zi-mi care e problema. Vreau să te rogi pentru mine, pentru mintea mea, să-i se supună lui Hristos. Lasă-L pe Duhul Sfânt să se uite în mintea ta. Amin? Dacă se uită Duhul Sfânt în mintea ta, înlocuiește acolo piesele, ia frica, pune curaj, ia gândurile păcătoase și pune gânduri de neprihănire. Amin? Lasă-L pe Duhul Sfânt. Așa mi-a plăcut expresia acestui tânăr. Tony, uită-te în mintea mea. Și am zis, no, Duhul Sfânt trebuie să se uite în mintea ta. Îl lași să se uite în mintea ta? Îl lași să ia de acolo păcatul și să pună neprihănirea în schimb? Amin? Îl lași să ia de acolo frica, intimidarea? Vin vremuri grele, oameni buni. Vin vremuri grele în care ne va fi tot mai greu să ne apărăm credința. Oameni care ne vor face habodnici, care ne vor face urâtori, oameni plini de ură, că n-acceptăm păcatul. Ce aveți cu ei? Ce aveți cu păcatul nostru? Sunteți hateri, sunteți nechipzuiți, vreți să ne omorâți, că uite, voi nu vă feriți de virus. Noi trebuie să le spunem. Atunci când o să aibă cine să-i îngroape, biserica va fi acolo să-i îngroape. Când o să aibă cine să le mai ducă de mâncare. O bătrânică care a plecat la Domnul de bătrânețe, sora Maria, știți că a plecat împăcată cu Dumnezeu, 89 de ani, a făcut COVID, n-a murit de COVID, slavă Domnului, n-a murit de COVID, s-a stins din viață după luni de zile după ce a avut COVID, confirmat de medici. Și ne-am dus cu plasele acasă, ne-am dus cu plasele de mâncare, cu sacul de portocale, de vitamina C, să-i dăm lui mamaie. Vitamina C, mamaie, ne-am dus cu plasa de portocale de la metro. I-am lăsat acolo,
Lasă-mă mai, fugi la lift. Zic, nu, bre, lasă că ți le bag în casă, bre. Hai, deschide ușa, am pus acolo pe covor la intrare. Ia le bagă-le dumitale, că oricum ai COVID. Nu mai, să nu-ți fie frică de noi și pentru noi. Au sunat-o după nu știu câte zile. După nu știu câte zile au sunat-o, dar nu știu ce a fost telefonul ăla, să vadă dacă a murit sau nu în casă. Să vadă dacă mai trăiește, nu? Sună un bătrân de 80 și ceva de ani, de 89 de ani, care are COVID, îl sun după, faci, știi, prezența la catalog, după câteva zile, bă, dar tu știi că are COVID și are 89 de ani și nu întreb, mamaie, mai trăiești? Mamaie, ai nevoie de o perfuzie, ai nevoie de ceva, mamaie, ai nevoie de o portocală, ai nevoie de o banană, ai nevoie de un pui, ai nevoie de un salam. Sunt peste câteva zile ca să... Oameni buni, când toți vă vor abandona, biserica va fi acolo. Amin? Glorie lui Iisus Hristos! Nu închideți bisericile! Nu închideți bisericile pentru că închideți viața societății! Pentru că închideți speranța societății! Închideți binecuvântarea lui Dumnezeu pentru societate. Și aici vreau să fac referire, că suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 12, și vreau să dăm de la 1 la 5. Faptele Apostolilor 12, de la 1 la 5, zice așa: cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta le plăcea iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete de câte 4 ostași, adică 16 ostași, cu gândul ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Dar Petru era păzit în temniță și fiți atenți, aici îmi place enorm de mult. Și biserica, spuneți voi, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și atenție, oameni buni, biserica nu era risipită, fiecare acăsică și hai să ne vedem la ora 10 la rugăciune. Biserica era în casa în care se ținea biserica. Erau acolo toți și era noapte, nu era zi, era noapte, Petru dormea. Petru a fost dezlegat de îngeri. Pe lângă Iisus Hristos, care este puterea noastră, pe lângă Duhul Sfânt, care este mângâierea noastră, avem alături de noi frații de credință, avem alături de noi îngerii lui Dumnezeu, amin? Îngerii lui Dumnezeu care vor deschide și vor face cărări, să nu-ți fie frică că vei rămâne fără pâine. Văd și vreau să vă spun, trăim un test, oameni buni, un test prin care ne este testată credința, e un test. Uitați-vă, este sau nu? Este. Dacă alergăm ca nu știu, oamenii care ne-am pus nădejdea doar în pământul acesta, e o problemă. Crede numele lui Iisus Hristos că Dumnezeu a pus în dreptul tău cete de îngeri ca să deschidă porți de binecuvântare pentru tine, amin? Nu te lepăda de credință, pentru că vor veni zile în care poate nu vei mai putea să mănânci și să bei fără acceptul lor, nu vei mai putea să lucrezi fără acceptul lor, însă tu crede din toată inima că Dumnezeu este acolo cu îngerii lui, amin? Îngerul a intrat în temniță la Petru și zice că ăia erau leșinați acolo, nu se mai puteau trezi, îl trezește pe Petru, îl duce la ușă, îl lasă să iasă afară și Petru se duce, știți unde? Știți unde se duce Petru? Unde se duce? Ziceți voi, tare! La biserică! Zice, a bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună? I-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau, este îngerul lui. Și atenție, e și cu ghilimele, este îngerul lui. Creștinii au avut o credință că Dumnezeu are un înger păzitor pentru fiecare și credința asta e până astăzi. Crezi că ești special și că ești protejat? Mâna sus, cine crede asta?
Îngerii lui Dumnezeu sunt în jurul nostru, oameni buni. Îngerii lui Dumnezeu sunt cu noi. Îi văd, îi simt în acțiune. Știu că sunt acolo și îi văd în lucruri simple și îi văd în lucruri mari. Eu știu că îngerii lui Dumnezeu pot aduce pâine în casa mea, de nu va mai fi cine să-mi dea pâinea. Amin? Cred asta. Cred asta din toată inima. Petre Țuțea a fost întrebat de un reporter, era bătrân, era abandonat, era singur. A fost întrebat, care este frica ta cea mai mare? Știți ce a zis? Mi-e frică să nu mor de foame, că n-am pe nimeni. Știți că eu n-am frica asta? Nu că am copii, doi copii. Sau o biserică care să aibă grijă de mine. Nu, eu știu că am Îngerul lui Dumnezeu. Eu știu că l-am pe Hristos. Eu știu că am corbii Domnului. Eu știu că Dumnezeu este cu mine și mie nu mi-e frică de lipsuri, mie nu mi-e frică de boală, mie nu mi-este frică pentru că Dumnezeu este cu mine și este noi. Cine crede asta? Amin? Nu suntem singuri în prigoană, nu suntem abandonați. Ștefan a fost omorât, ok, a fost omorât, dar vreau să vă spun că vreau să închei cu lucrul ăsta. Și ce se întâmplă? În momentul în care, și asta am vorbit de multe ori, de foarte multe ori cu scumpa mea soție, și fiți atenți ce explicație vreau să vă dau. În momentul în care cineva vine spre noi să ne facă rău, acel ceva, fie că e boală, fie că este demon, fie că este om, intră deja într-o judecată a lui Dumnezeu. Mă auziți? Cine crede asta? Mâna sus. Mâna sus. Repet. De este boală, de este demon, de este om, când vine să mă atace pe mine, acea entitate, că este spirituală, naturală, că este vreo ființă umană, intră sub incidența judecății lui Dumnezeu. Și nu puteți să mă contraziceți, pentru că Saul era acolo când și păzea hainele și a încuvințat omorârea lui Ștefan. Și a intrat Saul sub judecata lui Dumnezeu și a avut timp să aleagă Dumnezeu sau diavol. Zice, 3 zile a fost orb Pavel. Și Pavel putea să stea într-o împietrire și să zică, nu-mi trebuie Dumnezeu. Ce Dumnezeu, mă? Dumnezeu ăsta care m-a orbit. Ați auzit oameni care au zis, eu nu mă duc la biserică, eu nu-L accept pe Dumnezeu, chiar dacă ajung în iad. Ați auzit oameni de ăștia? Ați văzut oameni bolnavi de cancer sau boli care să zică, păi Dumnezeu m-a bătut, eu pe Dumnezeul ăsta niciodată nu o să-L accept. Dumnezeul ăsta care mi-a luat privirea, Dumnezeul ăsta care mi-a luat sănătatea, Dumnezeul ăsta care mi-a dat cancer, eu niciodată nu o să-L primesc. Ați auzit oameni din ăștia? Pavel, care era orb, zice, eu-L vreau pe Dumnezeul ăsta, eu-L vreau. Zice, Saule, pentru că m-ai acceptat, a fost vindecat, a primit vederea, a fost botezat în apă, cum vor face oamenii aceștia, a fost botezat cu Duhul Sfânt și a ajuns cel mai mare evanghelist. Irod, că am citit despre Irod, a doua persoană despre care vreau să vă povestesc, care intră sub incidența judecății lui Dumnezeu. Fiți atenți, era deja Irod era deja scanat, pentru că el a îndrăznit un lucru. Eu știu că orice drac care îndrăznește să bage mâna după mine în lumea spirituală, să pună mâna pe sănătatea mea, pe finanțele mele, pe viața bisericii mele, pe ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu, eu știu că acel drac este deja judecat. Amin? Cine crede asta? Cred din toată inima că Dumnezeu a pus în dreptul meu o protecție ca un scanner și tot ce intră ca să distrugă este deja judecat și Dumnezeu pune o pândă împotriva lucrurilor care se ridică împotriva mea. Amin? Eu cred asta. Irod, fiți atenți ce face și vreau să dăm. Zice Irod că e în același capitol, e în capitolul 12 din Faptele Apostolilor. Zice Irod l-a luat, zice așa, a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Și zice așa, și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Știți cum se termină capitolul ăsta 12? Cum credeți că se termină? Zi tare, că ai zis bine. Irod mâncat de viermi.
Pentru că Irod a îndrăznit să bage mâna după un slujitor al lui Dumnezeu. În dreptul acelui slujitor zilele erau încheiate. N-a murit că a vrut Irod. Dumnezeu l-a chemat pe Iacov acasă. De ce? Știe el de ce. Nu este răspunsul la mine, este la Dumnezeu. Însă Irod a îndrăznit să bage mâna după copiii lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc și vreau să dai, te rog frumos, la versetul 22 din capitolul 12. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Și era vorba de Irod. Și versetul 23 zice așa: Îndată, ce s-a întâmplat, oameni buni? L-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Cu Dumnezeu nu te joci. Sandu, care este aici, a făcut mișto de fratisul, că-i pocăit și frațul e acolo. Florin, uite cum stau față în față. Ăsta a făcut mișto de ăsta. Pocăitule, te bă de aici cu Toni, trimiteți-l bă la muncă. Asta zicea Sandu de mine. Ce-ți-l bă pe ăla la muncă, nu vezi că începe să prindă burtică? Ăla știe, mă, să muncească. Ăla face burta mare pe banii voștri. Bă, trimiteți-l mă la muncă pe palavragiul ăla. Și făcea mișto de mine. Acum știi ce face? Sandu, botează cu mine. Asta într-un timp foarte scurt. Pentru că Dumnezeu pune o pândă împotriva ta, în dreptul tău, în momentul în care tu te ridici împotriva oricărui rob al lui Dumnezeu. Tu m-auzi asta? Și ticăie ceasul. Ori te predai lui Dumnezeu, ori cazi sub judecată. Virusul cade sub judecată, dracii cad sub judecată, dar oamenii au șansa să aleagă dintre cele două căi, cu Dumnezeu sau judecat împreună cu diavolul. Eu vreau să te întreb pe tine, ce accepți? Ce accepți? În dreptul unora ceasul a început să ticăie mai repede. Trebuie să accepți, pentru că nu mai este mult. Nu mai este mult și Dumnezeu va judeca lumea. Dumnezeu va judeca lumea asta. Avem două alegeri înaintea noastră, Pavel și Irod. Pavel alege să se smerească, alege să se lase de mânia lui. Știți cum începe pasajul despre Irod? Fiți atenți, 20, Faptele Apostolilor, versetul 20, și vreau să dăm. Irod era foarte, cum? Spuneți voi, mâniat. Am un set de întrebări pentru cei care se botează și la unii am apucat să le pun întrebările astea și doi oameni care se vor boteza în această zi mi-au răspuns așa: am o mare problemă, mă mânii foarte repede și aș vrea să scap de asta. Și m-am rugat și cred că Duhul lui Dumnezeu este un duh al blândeții, amin? Irod n-a vrut să se pocăiască de mânia lui. N-a vrut să se pocăiască de ura asta lui. N-a vrut să se întoarcă la Dumnezeu și să se lase de inima rea. Pentru că o inimă bună vine doar din partea lui Hristos, amin? Uită-te la inima ta, ce ai în ea. Vorbeam cu Ana, Ana Maria, zice, da? Ana Maria. Vorbeam cu Ana Maria într-o miercuri seară acolo, după ce Ana Maria a plâns o grămadă în prezența lui Dumnezeu de cercetată ce era. Și spuneam: Ana Maria, știi de ce trebuie să faci tu repede legământ cu Dumnezeu? Îți explic. Uită-te cum luptă diavolul împotriva alegerilor tale pe care le-ai făcut. Uită-te cum urlă diavolul. Dacă n-ar fi drept ce ai ales, diavolul n-ar urla așa. Dar uite-te că tot cineva spunea că o rudă i-a zis: îmi vine să mă sinucid, îmi vine să mă omor că te-ai pocăit. Păi așa răspunde Dumnezeu și Duhul lui Hristos la o decizie eronată a unui om: îmi vine să mă omor. Altcineva zice, o mamă zice către fiica ei care s-a botezat în biserica Profide, zice: mai bine te duci la produs, mai bine prostituată decât pocăită. Păi așa răspunde Duhul lui Dumnezeu, așa răspunde un creștin în fața unei decizii eronate. Și am zis: uite-te cum urlă diavolul în jurul tău. Altcineva zice: nu te du bă la aia, că aia te pun să te călugărești, că aia, la aia n-ai voie să te culci înainte de căsătorie, trebuie să te măriți virgină, aia sabotnici, aia-s nebuni, nu te bă fată și trăiește-ți viața. Păi asta ne învață Duhul lui Hristos? A ne trăim viața în destrăbălare? Nu! Eu știu că decizia acestor oameni este dreaptă și curată după felul în care urlă diavolul împotriva lor. Diavolul urlă împotriva acestei scufundări în apă.
Pentru că știe diavolul că e putere. Pentru că apostolul Pavel a zis în Galateni 3:15 și v-am zis că îmi place. Zice, voi care ați fost botezați în Hristos, ați fost îmbrăcați în Hristos. Amin? Ia uite-i, îmbrăcați în alb, dar nu doar în viața aceasta. Sunt îmbrăcați în alb și în viața spirituală. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Oameni buni, nu suntem singuri. Ăsta este mesajul meu pentru voi. Nu suntem singuri. Nu vă lăsați tulburați. Nu vă lăsați împovărați de diavol. Sunt vremurile de pe urmă. Sunt vremurile de pe urmă. Sunt vremurile în care diavolul urlă puternic și caută pe cine să înghită. Iisus Hristos a spus asta. Uitați cum se îngustează calea. Și știți ce mă bucur? Știți ce mă bucur? Că văd înghesuială. Văd înghesuială. Văd cât de repede se întorc oamenii la Hristos și ăsta e un semn. E un semn. E un semn. Când eram copil, vedeam un botez odată pe an, 2-3 oameni, 5 oameni. Acum avem în fiecare lună botez cu peste 10, 15, 16, am avut și cu 20 pe lună oameni care au venit din ghearele diavolului. Oameni cu o mărturie atât de puternică. De ce? Pentru că Iisus cheamă. Iisus cheamă. Întrebarea mea este, răspunzi? Răspunzi ca Pavel sau ca Irod? Răspunzi înghițit de slava lui Dumnezeu sau mâncat de viermi? Sunt doar două căi, oameni buni. Viermii lui Irod sau Duhul lui Pavel. Aș vrea să alegi între duh de viață și viermii morții. Ai această alegere înaintea ta. E simplu. Dumnezeu sau diavol. Neprihănire sau păcat. Alege. Aș vrea să ne rugăm. Și dacă n-ai ales încă, roagă-te să te primească Hristos. Roagă-te să te primească Hristos. Haideți să ne rugăm.